Noroc tuturor celor care se conectează, care au prins invitația mea din Stories. O invitație la un live pe o temă actuală, poate chiar mult mai actuală decât înainte, acum când pandemia pe mulți dintre noi ne-a ținut între patru pereți și cumva ne-a condamnat la a petrece mult timp online. Iar de la a petrece mult timp online la a petrece timp online calitativ, poate fi o cale destul de lungă. Așadar, astăzi noi, cu Dumitru Talmazan, cel pe care știți că îl abordez uneori pe subiecte legate de digital marketing, pentru că asta este domeniul în care el este specialist și în care are o afacere, îl abordez și astăzi, am discutat între noi și am zis, Dumitru, hai să vedem despre ce povestim interesant oamenilor. Și mă bucur că din momentul în care am anunțat despre asta în story, s-au început să vină și primele întrebări. Asta înseamnă că am ochit o temă interesantă, așa că eu vă salut, vreau mult să ne încadrăm într-o oră și să vorbim astăzi despre cum să fii online, cum să existi online, cum să fii în vizorul oamenilor pe internet, dar în același timp să nu petreci foarte mult timp online, adică să nu-ți irosești aiurea timpul creând content pentru online. Lumea se întreabă de câte ori pe zi este bine să postez, e bine să postez cu text, fără text, cum e mai, ce merge mai bine, reels-urile pe Instagram sau rămânem la poze statice cu text. Mai pe scurt, întrebări sunt și vreau să vă rog să vă simțiți liberi să adresați întrebări în acest live, pentru că eu din când în când mă voi uita la ele și dacă mi se va părea ceva relevant, neapărat am să-l întreb pe Dumitru. Dar deocamdată eu am să-l invit cu mine în acest live. În sfârșit suntem pe același continent și prin același fus orar, adică suntem în aceeași stare de ora 8 seara, când acolo în altă cameră, în altă casă, poate cineva e la cină, dar noi încă lucrăm, da? Ziua! Noroc! Bine ați venit acasă! Bine v-am găsit acasă! Ce faci, Dumitru? Eu mă uit tot bine, tot ok? Da, da, da. Eu tot? Știi, data trecută eu nu te vedeam. E că când am discutat data trecută, eu nu știu, era un bug și am avut așa o provocare pe urmă în reoare, am văzut deja. Dar acum te văd tot ok, oamenii ne aud, super, salutare la toți, toți, toți. Noroc, Dumitru, ce mai spus cineva să stai barba? Știi că sunt două categorii de persoane. Prima de la Sărata Galbenă, nu, asta o prăznă găură de la Sărata Galbenă, care vor să ne taie ea, pentru că ei mă știu fără barbă. Și periodic oamenii mă întreabă și eu am un răspuns foarte clasic. Pe dolgu slujbă, dacă eu o să-mi tai barba, eu jumătate din contract n-am să eu. Eu pur și simplu zic că pățănașul ăsta mă imune doveri în denghi. Prost, aia. Tu vrei spui că tu apelezi la barbă exclusiv pentru a te adăuga niște ani? Eu vreau să spun că eu fără barba la tare tânăr și așa încredere puține pot să inspiră, pentru că oamenii cred că eu nu serios, dar fără barbă încă mai e slab. Deci asta este parte din un accesoriu a personalității mele. Am înțeles, bun. Tocmai s-a încălzit publicul ascultându-ne, așa că hai să abordăm subiectul de astăzi. Și eu n-am să fac preludii foarte mari pentru că timpul e prețios. Noi cu tine am zis să vorbim astăzi despre cum să respecti disciplina prezenței tale virtuale pentru oameni, pentru consumatori, pentru publicul tău, pentru comunitatea ta, dar asta să nu-ți consume excesiv de mult timp, să nu trezească stări de anxietate sau și mai și să te... Faza asta cu prezență are câteva laturi. De ce cumva am ajuns mai cunată la ideea asta, la întrebare, de ce? Eu am avut o posibilitate și eu anul ăsta cumva sunt într-o etapă de revizuire a activității mele antreprenoriale, de expertiză, îmi punctez niște căi ce aș vrea să fac eu următorii 5 ani de zile ca conținut, e ca ce știu eu. Pentru că mă pălesc când să mă muistă și zic, băi, poate mai adânc sau total în altă direcție. Și când am tras linia, dar am tras-o împreună cu echipa pe de o parte, am realizat că noi am consultat peste 4.000 de branduri. Peste 4.000 de afaceri. Poftim?
Locale, branduri locale? Da, dintre astea poate vreo 50 internaționale sau diaspora noastră, dacă spunem și diaspora, pentru că noi avem agenții și în Chicago și cred că acolo se mărește. Dar, per general, eu am avut ocazia în 6 ani de activitate social media să mă uit în spate la afaceri, să văd priviri de antreprenori tare mult, să văd angajați care lucrează și se jăluie pe antreprenori, să văd că antreprenori care lucrează și se jăluie, să văd părinți care se jăluie copiilor, stau în internet, să văd copii care spun că părinților nu le înțeleg. Pentru că noi am avut, înainte de pandemie, o evoluție foarte mare în instruirea prin școli a securității în online cu cei pentru combaterea crimelor informatice. Și uite, când am ajuns aici, am zis că, uite, eu aș putea să îndrăznesc să fac niște concluzii pe direcția asta, că când noi vorbim de prezența în online, sunt câteva riscuri. Noi vorbim, am vorbit de securitate și azi n-a să o atingem, dar el este parte din prezența noastră. Și sunt două alte chestii. Prima este că prezența noastră în online a devenit inutilă pe locuri. Tot mai mult și mai mult oamenii creează pentru că trebuie să creeze. Adică nu se pune întrebarea reason why, nu se pune întrebarea dar ce-a făcut acea postare. Și noi aici vorbim și de personal și de business. Și atunci, tare deseori poți te prind pe și Facebook. Acolo postarea e de pe 2016. Da, în pagina de business. Te rog frumos, mă ierți. Eu dispar, da? Acum are ea. Da, spuneam de faptul că partea asta de prezență în online, noi nu o numărăm. Adică noi nu numărăm ce se întâmplă. Și noi băgăm sensul la reason why. De ce? E că de ce eu trebuie să postez? Ca business, ca om. Și ce impact are acest element? Mă gândesc eu la cine să asculte asta. Și al treilea risc este care vine, care practic ucide entuziasmul celor care mai creează ceva, este goana după cifre. Nu tipa, noi uităm la 159 de oameni. Ei, și este live, not, hai și simt serios. Tipa, la atâta audiență, 150 de oameni, eu la balcon, mai mulți mă aud. Da? Respectiv, dacă tu dar nu spui întrebarea, când spați 150 de vieți, 150 de oameni, dar imaginați că 100, asta sunt 100. Nu, tipa, Dumitru, tu nu uita că ăștia sunt 150 de oameni cărora le este interesant acest subiect. Da. Asta dar nu este la auditoriu de 100 de furnici dintre care numai 10 lucrează. Asta sunt 150 de furnici interesate de acest subiect. Păi uite, eu te понимаю, înțelegi? Și ești 30, că eu n-am problemă să lucrez sau să ies în scenă pentru 3 oameni. Adică asta e absolut normal. Dar fenomenul care a venit acum în social media este că trebuie mult. Trebuie să ai 60.000 de followeri, 2 milioane patru impact, trebuie să ai 700 de milioane de comentarii, like-uri, lead-uri, comentarii. Tu ai făcut o postare, n-are like-uri, ai șters-o. E că asta, nu cum e că să faci o postare, tu te-ai gândit că vrei să arăți, că tu apusul l-ai văzut. N-are like-uri și ai șters-o. Și eu am șters-o? Nu tu, omul, fenomenul. Dar ce, există oameni care șterg postările din cauza că ele nu adună like-uri? Eu nu știu dacă să fii curajos, primul om este eu, am avut așa dureri. Nu ce tu pui și tu vezi niciun efect și zici, nu, n-aș că mai pus, dar să șterg. Adică de ce? Pentru că tu te nimerești într-o avalanșă de content making. Adică este, oameni zic că rusă, pus engleză, pus română, pardona-mi, respectiv, tu nimerești într-o zonă de content making și tu pierzi conexiunea cu sursa, care este audiența, care tu trebuie să-i dai un mesaj nișat. Aici, apropo, TikTok, o rețea socială controversată, dar foarte bună după algoritmii preliminari, este că tu trebuie vreo 30-60 de zile să postezi același tip de content cu o frecvență constantă, ca algoritmii TikTok-ului să te prindă și să înțeleagă și o zărâbă tu ești. Adică, pentru că 60 de zile la rând, ai spus? Vreo 30-60 de zile la rând, în fiecare zi. Deci cei care vor să-și dezvolte TikTok-ul, asta trebuie în jur de 200 de posteri în 50-60 de zile, ca algoritmul să înțeleagă că tu ești ha-ha-hi-hi, tu ești carne, tu ești agrement și tu ești în general, știi?
Și atunci oamenii nu se țin, ori postează, ba fac mâncare, ba leargă pe drum, deci lifestyle-ul în TikTok nu prea merge, acolo trebuie nișat. Acolo foarte bine lucrează. Dacă vă ieși la dista, stores, prâșchi, apoi e că numai de asta ești acolo, apropo treaba asta. E foarte populară. Eu nu cunosc lucrurile astea, nu sunt în TikTok. Cred că TikTok pe mine ca și consumator, ca și client m-a pierdut. Revenind la întrebarea Dumitrului, da. Tu tare interesant povestești. Dar dăm voie să îți adresez întrebările care le-am primit de la oameni. Rog. Deodată. Dumitru, mai merită de făcut postări pe Instagram clasice sau trebuie de concentrat pe reels-uri? Eu cred că, în general, dacă noi vorbim, spunem, mai mult accentul este persoană fizică sau tot așa să zicem, vorbim de personal branding sau business? Dacă, eu cred că persoana care m-a întrebat este persoană fizică, dar ea prestează servicii în domeniu și eu cred că e interesant să afli și recomanzi corporațiilor. Pentru că este diferență. Dacă vorbim de personal foarte scurt și închidem în general filiera personală, e mai puțin acolo. De obicei, acolo chiar lucrează elementul ăsta, aici spune, aici spune taci. Adică acolo asta robotă e tare bine. Pentru că tu nu poți suși din deget când tu pur și simplu ești om fizic, care Instagram este ca să te uiți la alții, sau Facebook, sau să iei legătura cu clienți, adică cu cei de la care tu cumperi. Când noi vorbim că tu ești persoană publică, influencer, administrator, top manager, companie, înseamnă că există acum încă așa concept ca comunicare strategică. Adică există comunicare prin prisma căreia eu pot să influențez asupra părerii tale. Eu dacă îți postez tare mult fotografii cum eu îmi duc femeia în brață, trebuie să-ți creadă că Dima e tare om iubitor. Da, adică minimum să creadă. Este el sau nu, a să afli numai cei care au într-adevăr conexiune. Deci e că comunicarea strategică, cu siguranță, dacă tu îți pui sarcină, ca business-ul meu să fie privit, e că eu vreau, este așa un exercițiu, se cheamă rolurile. În dependență ce roluri tu îndeplinești, puneți procentaj. Ești mamă, ești business leader, ești expert în social media și ești vecin. Și spui 3 postări despre vecin, 5 social media, 10 mamă, 20. Mai zic eu un curs la Instagram că voi știți precis o femeie, de obicei femeie, dar și bărbați, pe care poți spui precis că el o iubești. Da? Deodată, tu știi, pentru că nu deodată se vede, dimineața, floreneața, fără impresia că e florărie acolo și mic dejun și respectiv se întâmplă deseori când aceste femei sau bărbați iese după culise și spun că într-adevăr și astea tam net, это все Instagram, это все было, da? Dar asta este realitatea marketingului. Aici noi e ca pur și simplu acolo e comunicare strategică. De aceea, când noi vorbim de se merită sau nu, eu pentru afacere am o soluție. Există vreo 8 pași care, dacă îmi permiți, eu pot cumva repejor să-i punctez. Ce trebuie tu să faci? Să nu prim la o întrebare atâta timp. Da, da. Ce trebuie tu să faci? Pentru că asta e fundamental pentru toți cei care vor să facă business și vor să înțeleagă. De ce eu am ajuns la, ok, îți spun vreo 3-4 ca să nu întindem la momentul ăsta, este că analizăm, cum spuneam de la început, toate aceste companii prin care am trecut eu ca expert, ca consultant, ca instructor, ca promotor, eu am înțeles că foarte multe din ele au făcut anumite lucruri și foarte multe din ele deja nu mai fac anumite lucruri și s-au schimbat ceva. Apoi că primul lucru pe care trebuie să-l faci ca business este un lucru banal, simplu și care nu-l faci, deși e tare greu să-l faci. Se cheamă research. Dacă tu faci un research pe top 5 concurență locală, top 5 concurență internațională directă, top 5 concurență locală internațională indirectă, adică eu vând cremă pentru copil, asta este concurența directă, altă cremă pentru copil. Concurența indirectă poate fi cei care vând alternativa cremei, uleiurile, spre exemplu, sau cei care vând papersuri. Ei toți se adresează la oameni. Respectiv, noi concurăm între dânși. Dacă tu o să-i analizezi prin prisma și postează, când postează, cum postează, de ce postează, tu minimum o să faci două lucruri importante. Primul, tu o să te inspiri. Și real, o să te inspiri foarte crută, pentru că să vezi 76 de postări azi și tu spui, eu prin spite carusel de făcut, spite de făcut reel, spite de făcut, caruce, tu te inspiri. A doilea, tu să ții la puls și faci concurență. Tipa, și mai faci legendul de gardă, opa, de ce nu au pus cerepiță? N-a dat cerepiță, jena, și începe să strângă bani. Deși că au văzut asta.
De ce e ca pasul 1? Asta a fost sfatul tău în contextul întrebării mele? Da, de ce? Pentru că dacă tu analizezi concurența și tu vezi că concurența te îți postează, dar acolo nici efect, smâns să-ți postezi și tu. Dacă tu vezi că îi postează, dar dă și este efect, să pe mai adânc. Dar ce a influențat efectul? Publicitatea, tipul de content, formatul de content sau faptul că business-ul ăsta, pur și simplu, una este când postez eu, dar alta este când postez tu. Da? Aceeași noutate, același element, doar că audiențele noastre sunt educate diferit. Deci e analiza concurenței în content marketing. Mulți pot spune, Dumitru, nu, am mai spus un fel de că când vine vara să vină căldură, tăi asta știu. Понятно, doar că ca să faci o analiză corectă, calitativă, prin prisma la vreo 20 de parametri care minimum recomand eu să-i faci, iar managerii noștri, 3 zile minim de muncă. Câte 3-4 ore pe zi, stai pe Pinterest, pe Google, pe Yandex, pe YouTube, pe Instagram și îți cauți cuvinte cheie, îți cauți după top, cuvinte top. Căruci e ca să cauți și pe urmă economisești foarte multe resurse. Pentru că una, tu știi că te postează prin grupuri și tu zici, dar eu nu vreau, eu vreau să fac diferențiere. Este așa parametru ca pop and pod, points of difference și points of parity. Și atunci tu spui, points of parity este baza mea completație, eu o să-mi tăi ce au tăi. Dar eu să mai fac ceva și nu fac test. Și asta se poate găsi dacă sunteți din Moldova, mai ales la concurența directă internațională. Acolo e Stai, eu vreau să... Scuze-mă, dar eu trebuie să primesc răspunsul la întrebarea mea. Întrebarea mea era Reels sau content clasic ca de obicei? Și am înțeles-o de răspunsul tău este că decizia asta trebuie luată în baza unor cercetări. Da, nu Dima trebuie să răspundă asta. Concurenții tăi acum apasă pe Reels, înseamnă că asta merge, înseamnă că tu te duci pe Reels. Adică decizia de Reels sau nu Reels nu depinde de care e vremea de afară. Dar unul depinde de anumite... Unul din ingrediente este acesta. A doilea este către ce audiență te adresezi. Încă mai simplu, nu vrei să faci analiză. Nu, spre exemplu, Dumitru, nu avem noi resurse, timp și vopșire, n-am înțeles cuvântul ăsta, resere, ce a spus acolo, vopșire n-am înțeles. Respectiv, a doua alternativă, care vine adițional la primul punct, sau, în paralel, cei care au business precis că au vândut ceva. O dat pe degeaba, dar precis că au clienți. Intervievați clienții voștri. Întrebați-l pe Dumitru ca client, Dumitru, și vrei tu Reels sau asta? Și ce spui Dumitru? E tot una. E că Dumitru spui că vopșire nu tot una, pentru că de gândință și vinzi tu. Dacă tu vinzi barber, nu tipa, eu am o durere, barber. Barberul trebuie programat odată la 2 săptămâni, respectiv vreau barberul, eu mă duc la barber, nu mă duc la barbershop, asta e problema frumuseții, oamenii se duc la expert, nu se duc la companii, și aici multe companii au de pierdut. Dacă tu ești în consultanță, oamenii se duc la consultant, dacă tu ești, ok, magazin, oamenii se duc regional, dacă tu ești shop online, oamenii se duc pentru că brandingul tău e vestit. Oamenii se duc la investiția, nu că știu că au postat Reels sau au postat nu știu ce. Se duc pentru că unde mâncăm o pizza? La investiția. Unde kebab? La kebabărie. Adică oamenii, marketingul la companiile care real influențează prin marketing este multi-channel communication. De ce? A doilea moment, pur și simplu, fă un audit de 10, 20, 30 de clienți, dar îi pune întrebarea asta. Eu, ca expert, pot să spun că avem, nu odată, aceeași nișă, același brand local, același instrument lucrează diferit. Culoarea logotipului schimbă conversia. Tone voice-ul. Și cineva zice, da, dar păi ăsta nu e calitativ, dar cineva, din cauza că este verișorul cu mătru, zice, băi, cel mai bun barbershop ăsta e aici din drum, la piață, acolo, pe drum. Adică, în faza asta, nu e adnăznacină la ответă. Și dacă mie îmi place cum ai răspunsul. Asta nu e răspuns de om care vrea să atmazuiască mai repede și are niște clișee pregătite. Pentru că eu vreau ca și în oameni să se trezească spiritul ăsta de a cunoaște cifre, a cunoaște date, a face cercetări, a face chestionare, a face sondaje de opinie. Toate lucrurile astea, ele sunt foarte importante, anume ca să decideți. Vă trebuie vouă Reels sau postări clasice. Știi, eu mă tem că dacă noi o să mergem numai pe întrebările oamenilor, noi nu o să reușim să dezvoltăm subiectul care noi am vrut. Ce mai preocupă pe mine, Dumitru? Dar bănuiesc că tu deja mi-ai răspuns. Ce mă preocupă pe mine era... Țara are viitor. Dau postare pe zi suficient
Eu ți-am răspuns la întrebarea ta. Da, Nu, e da. suficient. Uite, e suficient. E prea mult. Hai eu așa. Uite, am un răspuns. Am un răspuns. Există totuși așa o medie. Se cheamă în limba rusă srednia temperatură pe bolniță. Deci este așa. Cineva e răși, cineva e 40, dar e 36. Băi, și ora ai tu. Ce se întâmplă? Respectiv, noi putem înțelege că dacă noi să scoatem excepțiile, dar excepția asta este, oamenii care, că, spre exemplu, au intrat în business-ul ăsta tare de mult și e deja e în dispița, adică noi putem să o luăm ca excepție, sau investițiile sunt mari, dar oricum este o masă mare, îți mai spune business-ul mic și mijlociu, masele mari, mass market-ul, da? Respectiv, noi spunem așa, în Instagram, o postare 2 pe săptămână, enough. În Facebook, o postare pe săptămână, enough. O postare. De ce? Deseori business-ul ăsta mic nu are resurse. El nu are când să creeze. Da. Ar fi bine el să aibă și Facebook și Instagram. E dorit și TikTok. N-ar strica și YouTube-ul. Pricol n-ar și să mai aibă și Adnaclasnic și LinkedIn, da, Twitter, vabșe, dacă tu ești într-o nișă specifică, și încă tu spui că mai vrei să faci live-uri, stories-uri, și încă, și eu îți transformă directorul companiei în SMM-cică. Apoi, ca să nu se întâmple overlap-ul de postări, aceeași postare obisnuită, să nu se întâmple că eu prost am intrat în gap-ul de creare de content și ca scade calitatea, pentru că el nu are capacitatea de production, atunci noi recomandăm că el să facă puțin, dar bun. E ca o postare pe Facebook, una pe Instagram, dar e ca deja dacă vrei și conversional în stories, 3, 4, 5 stories-uri pe zi, dacă vrei. Dar asta e ușor. Să nu mai numesc așa chestii ca conserve. Adică Stai, dacă stai, tu stai. ești... Postarea este o dată pe săptămână, dar stories-uri 3-4 să fie pe zi. Da, de la 3, adică deja tu aproape... Îți mai spune 10, dar nu vreau ca oamenii să nu poată doarmă seara, deși ai 3 la și pe urmă să vadă că n-are Ok, sens. Și asta ar am fi 10. înțeles. Respectiv, noi înțelegem că, real, tu când ești mic, cel mai important este o leacă să-ți cobori KPI-ul. O leacă să-ți cobori indicatorii de performanță. Eu știu că noi am vorbit că cu terminologie trebuie să fim mai atenți. Key Performance Indication, da? Indicatorii de performanță. E ca vreau, și dacă ești om sănătos la cap, să nu continui niciodată vreau vânzări. Vânzările sunt rezultatul marketingului. Nu poți tu să vrei vânzări. Nu, cine nu vrea vânzări? Toți vor vânzări. Dar nu toți au, pentru că unii înțeleg că ei vor vizibilitate, sau ei vor lead-uri, sau ei vor creșterea brandului, sau ei vor acoperire de segmentul anumit, de anumită piață, de anumită calitate. De aceea, noi recomandăm ca, și în contextul temei de azi, eu vreau să transmit inclusiv celor care te urmăresc pe tine și încă nu mă urmăresc pe mine, să aveți sănătate, să transmit un mesaj scurt legat de dacă ești afacere, ca să creezi conținut, tu nu poți creezi conținut pentru că ai auzit că Talmazan a zis că reel-ul ăsta e ce e ca top, live-urile care ce merg ca pâine caldă. Și tu așa, te duci și te-ți fac live-uri și îți zamăgesc și tu nu vin depresia. Există elementul de a înțelege, mereu fac paralela asta, că contentul ăsta e apel, dar rețeaua socială asta e omul. E normal că tu nu iei telefonul și începi ca sună un dodi, primul care ți-a nimerit, așa, primul, al doilea, al treilea și sun. Normal, cineva îl sună dat, cineva de 10, cineva niciodată. L-a înscris și poate a trebuit, dar bine că nu a trebuit. Respectiv, în sensul ăsta, fix așa și postări. Tu trebuie să înțelegi că acum oamenii, mai ales când e cald afară, e cald, e o 30 de grade, azi era o vântăraie. Și tu dacă postezi postări care nu intră în necesitatea mea de acum, normal că oamenii la bazină mă ia scriați și așa like-uri și mai ales dacă e o fetiță așa cu un bikini frumușă și un băiețel, că știu că trebuie, vorbim pe audiență Europa, trebuie să facem de calitate aici. Adică e un om, așa să vorbim. Îl pozez mai sexy, tu poți să-i ai like-uri. Eu pozez Talmazan Dumitru, vin la curs pe 16 iulie și net, like-uri nu. Și eu așa zic, da, deși Larisa are like-uri, pe Talmazan nu. Da, pentru că все хотят зрелище. Da, content puțin vor. Deci dacă voi sunteți în nișă specifică și voi vreți să creați conținut care să aducă rezultate, să nu pierdeți timpul ăsta în online. Angajați-vă să nu pierdeți timpul în online. Voi să nu pierdeți timpul în online. Să nu cheltuiți bani, faci fotosesiuni care nu trebuie la nimeni. Primul lucru, znai svojego vraga.
Află cine este acea audiență, acel prieten, acel client, acel potențial privitor care urmează să consume asta. Și primul filtru ești tu. Întreabă-te, dar ce-ți place ție? E că de ce tu omul când ne asculti pe noi, a ieșit de vreo două ori din story și pe urmă a intrat iar. E că de ce? Nu tu, Nata, eu mă adresez la oameni. Tu te iei în asemenea și nu trebuie specific. Adică, dar comportamental, doar așa se întâmplă. Nu, tipă, te suna cineva. O trebuie ceva să faci. Ai ieșit. Stai pierdut am în idee care eu am spus-o și idealele care aveți să schimbi viața. Dar asta e viața. Și alți oameni fix așa contentul tău o să comporte. Deci tu când mergi în rutieră, vezi un video, dar nu vorbești sunetul din cauza că ți-a nu ți-e comod. Nu, prost, nu ți-e comod. Deci când tu intri pe un site, el se încarcă greu, tu închizi, nu mai aștepți tu, pentru că ei când să mai aștepți să încarci site-ul ăla? Încă 3G-ul să ne-l cheltui. Este Wi-Fi noi, dar dacă nu e cu noi. Respectiv, e ca când tu Dumitru, ieși... asta e ce-am prăpădit. Tu Nu, no, eu vorbesc de social media, Nata. creiești social media, absolut, dar eu vreau noi să avem totuși în discuția de astăzi răspunsuri cât mai multe legate de tema noastră. O altă întrebare venită de la oameni este care după tine sunt cele mai accesibile instrumente de management a conținutului pentru oameni începători, pentru business-uri începătoare. Deci să nu fie ceva foarte costisitor, și să fie funcțional. Instrumente. Da, dacă noi vorbim de tool-uri, cu siguranță cel mai popular asta e Canva. 100% recomand, gen fără îndoială. A doilea, dacă asta sunt aplicații de montaj, asta este InShot-ul. Și mai este, spre exemplu, Tarifine, asta este InStories sau Videolip. Oamenii în reluare pot să vadă live-ul și să-și noteze dacă o să fie. Sau scrieți în Instagram, tomazan.md și eu vă dau chiar screen-uri cum arată aceste aplicații. Care eu le folosesc pentru montajul foto-video. Dar, iarăși, eu nu m-am dus prin pădure, nu ce-am tamam pe cărărușă asta. Eu spuneam de fapt că audiența e clucivoi factor. Și al doilea element este că această audiență astăzi vrea content autentic. Adică tot mai deseori ispita business-ului mic este să iei foci din Google. Și asta e și mai gen, pentru și eu să foc focile mele. Pentru așa categorie de conștientizare a conținutului, eu vă recomand să faceți poză cu telefonul. Precis să aveți îndruși pe cineva cu iPhone. Adică, cu alte cuvinte, precis să aveți oameni care au credite. Luați telefonul lui și faceți poză la lumina zilei la fereastră. Eu zadrot în tehnică. Și azi, fără lumină, azi am zis că și simplu. Respectiv, m-am dus la Alex Rodache. Și cumva îi spunem, Alex, zi-mi și va avea o lampă care e ca asta spate, care costa vreo nu știu cât, nu știu cum. Dar el face un lucru. El mă duce bine la fereastră. Și spune, Dumitru, ia uite, lumina zilei la fereastră. Bate cu cea mai corectă culoare de Kelvin, Hertz, care este. Prosta punte în dreapta la asta. Dar par ceilalți ei ca așa un ring de 300 lei și nu umblat cu tehnică, Black Magic, GoPro și variante de astea. Adică, o cincea să mă zamăra ce și când tu nu ai bani, nu te încorda, că n-a să iasă. Adică, la fereastră, pe un fon alb, o hârtie A4, un parcel cu scoici în clientul, ai făcut așa rotunjel, ai luat lampa de la unde pui, unde la tine toamna se încălzesc, ai pus-o deasupra pe 5 minute și ai fotografiat și s-o prinit tare de dinișor. Dacă vrei, gen, să ai așa videouri mai bune, că am, uite mă, la mine și eu am un view dramatic, vedeți, aici e întunecat, aici e luminos, asta că eu sunt și mai joschi. Dacă mă împart așa, eu deja sunt mai bun. Adică asta e joc cu lumina. Dar asta deja am mai slucea în asta. Dar eu analizez, au studiez am lumina. Asta e o tehnică interesantă. Respectiv, dacă vorbim de aplicații, acestea sunt. Scrieți-mi, pot să vă dau mai multe linkuri. Dar precis sfatul este nu vă încordați dacă nu ai posibilități. Dar dacă ai posibilități, atunci este altă problemă. N-ai nevoie de aplicații. Tu poți duce la specialiști. Da, de exemplu, dacă eu vreau să economisesc, dacă tot vorbeam astăzi de cum să economisim timp și să nu-l irosim online, tu, din instrumentele existente, este aplicația Planable, da, pe care eu am testat. Am mai testat vreo două, cred, că n-am mers la mine. După care este acest business suite pe Facebook.
Uite, Dar nu na, dacă noi recomand. vorbim despre aplicații, același Planable, eu spre fericire am investit 130.000 de euro în așa aplicație ca Planable. Am creat-o a mea personală, în tinerețea mea, când vreau să fac business. Eu chiar speram, credeam că asta este o soluție și, într-adevăr, asta sunt niște soluții pentru business-urile medii mari, când tu ai nevoie de o leacă de birocrație. Când tu ești tu n-ai nevoie de planificarea postărilor pentru că ai nevoie de postări. Tu ai nevoie de postări care să lucreze. De ce eu zic o postare pe săptămână? Că tu așa te gândești la audiența ta, că tu te întrebi, dar ce să fac eu? Poate să fac un live unde? Pe vârful dealului, dar de mers acolo 4 zile. Și o dată pe săptămână mă duc în vârful dealului și acolo să le arăt. Asta și n-ar să le arăte alții, podul, points of difference. Că dacă prostă este să conectezi camera pe un fond care e perete și să spui că coi bret, asta te pot. Adică aici nu trebuie multă minte, cnopcă și gazul. Deci eu nu sunt adeptul pentru aplicațiile unde eu pot să programez postările. Ele sunt foarte multe, dar foarte multe persoane ajung la ideea că nu are sens. Numai dacă nu, șeful tău a zis, luni la 16 și postat, vineri la 12 și miercuri la 3. Și nu mă interesează, și like-ul să n-a și. Noi la comitet acolo am stabilit, Ok, dar tu trebuie ce? și realizat. Tu vrei să spui că omul nu trebuie să se organizeze în postările sale și să se lase dus de val? Asta înseamnă că noi ajungem fix în cum să zic eu, în peretele ăla de care noi vrem să ne îndepărtăm. Peretele de Nu. a sacrifica tare mult timp online. Dar noi nu mai vrem, nu noi, eu despre mine vorbesc, eu nu mai vreau să petrec atâta timp online. Eu am prins ideea asta și eu argumentez de ce eu așa gândesc. Asta a fost de mult când în Republica Moldova, în luna aprilie, o nins. Noi promovam un brand, microcreditare și postarea care a ieșit programat, că atunci era tare mare modă să programez, a fost un copac unde o familie pe păturică, e pe iarbă verde, servesc picnicul. Și pentru că e primăvară, noi am spus că alături de tine, mereu în căldură. Da, oamenii s-au trezit cu zăpadă de jumătate de metru, dar brandul a comunicat despre vară. Riscul e foarte mare ca tu, prin programarea că luna viitoare, hai să postăm ceva, să postezi irelevant și la oameni să nu le fie interesant. Asta e riscul cel mai mare. Content marketing-ul ăsta este arta de a comunica cu omul, de parcă eu mai aș vorbi cu tine. Imaginează că eu avem o înregistrare, un an în urmă, o programam amuia și o punem prin efir și tu amuia vorbeai cu mine. Tu n-ai zis, stau leacă, ce zapis? Adică noi doar amuia vrem tema asta, adică contentul autentic, contentul situațional, situațional, va fi și carnă. Dacă amuia se întâmpla ceva, o gafă afară și tu spune Dumitru, o atcamentirui, ca măgla, eta v magazine, tax delă, ce tu bubâla, și oamenii tipă privesc de și, pentru că noi comunicăm despre dâșă, cu dâșă, alături de dâșă. Deci ai desuri postări programate, tu nu poți să ai ciuica mereu să nimerești un țână. Dar, înțeles. Totuși, soluția, dau și o cum soluție. reducem prezența? Ca să nu spun oamenii că eu am spus că ok, și mai ce facem noi. Dau și o soluție, să numesc conserve. Să numesc conserve, faceți conserve, faceți postări care nu înseamnă nică, care sunt cumva despre voi, spre exemplu, feedback-ul clientului. El și doști, e v radost, e v gore, el e feedback, da? Adică niște postări care nu pot fi interpretate ca postări situaționale și care dacă nu avem și posta, nu se întâmplă nică peste drum. Postăm de cele. Ok. Aici lumea comentează despre o aplicație despre care tu n-ai spus nimic. Este vorba despre Later. Nu, no, n-am analizat. Nu, eu să... Eu dacă să iau aplicații, eu sunt... Chiar și sunt aplicații care îți montează. Tu arunci 4, 5, 6 fotografii, apeși un butonaș fermecat și îți fac... Tot un și de video. Eu totuși cred că ăsta este un... nu un progres, dar un regres. Mai da? bine, pentru că tăți îți parcă de la o mamă. Adică tăți, 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 și atunci nu este individualitate. Eu totuși aș vrea, cei care nu vor putea face și spun eu, ei pe asta să facă. Dar dacă eu măcar pe 1, 2 ați pot să inspir că ies comunic situațional, eu n-aș vrea să fiu promotorul la ștampovcă și programări și contentul și așa care nu trebuie la nimeni, încă el și tot una. Cu același sunet, cu aceeași muzică și cu același efect.
De ce? Eu sunt pentru faptul că voi trebuie să vă gândiți că brandul meu are un caracter, are un temperament, un tone voice, da? O tonalitate. Voi vorbiți, hei, hei, bună ziua, ce mai faceți? Sau voi vorbiți, doamnelor și domnilor, vă salut. Deși la voi că în internetul grăiește să luați chestii și cu sarea și cu fierul, da? Sau, pentru că Andrei este, hei, pățănașul, da? Pe tu, Andrei, liniștit, te rog frumos, pentru că nu e frumos să mănânci cu mâinile. Respectiv, ca contrastul ăsta este despre tone voice. Tu, un tone voice, eu, un tone voice, brandurile voastre comunică aparte și când sunteți împreună, îți primești un alt tone voice combinat. Pentru că cel mai iure este unul, când tu nu faci după tone voice sau când tu copii tone voice-ul la alții. E că tu te uiți, zici, băi, e că cum și el vorbește, dă din mâini, termazan, vreau și eu așa. Nu, spre exemplu. Dar tu ești un om liniștit în suflet, tu nu ești stresat de mititel, tu cumpătat ești, da? Și tu dacă să încerci să faci, să mă copii, ați prins caragios. De ce eu sunt pentru faptul că brandurile se privească peste gard, să se uite, dar să adapteze la dânsul. E că eu am văzut undeva un carusel. Eu mă de cu pricolina, mă îndemn să fut așa că mă îndemn să ținem de mână unul de altul. Și treceau din carusel în carusel. Și tip acolo era o cacată dvijuhă. Și zic, o, prin care idee? Eu spun, deși dacă noi să facem, nu am îndemn cu da, alte idei care tot este, dar noi am făcut pentru o companie de încălțăminte. Încălțăminte să fie tăiete, în jumate, și tu dacă vrei să vezi următorul mai departe, sau trei nu, ți-o faci, adică eu am luat idee și o adaptez la mine. Asta facem cursul, e ca tipa, facem așa un drum și să fie așa. Webinar, curs Facebook Start, Instagram, masterat, consultanță. Tipa, văd că te moști pregăti ce mai producte. Și eu adaptez, mă îndemn cu la contentul meu. Eu nu eu prosta și pun la mine. Pentru că nu este personalizarea asta sau contentul autentic despre care eu spuneam că el e foarte important astăzi. De aceea, revenind la temă, Nata, pentru că tu mă dezbați atâta, noi am avut un subiect astăzi, revenind la temă, tot ce noi azi vorbim este despre un ingredient foarte important. Dacă tu vei comunica mai puțin, dar mai calitativ, tu vei cheltui mai puține resurse. Adică tu o să cheltui mai puțin timp în 2D în online. Tu o să fugi de postările cu ziua contabilității și cu floricica de pe masă și cu a venit primăvara și la mulți ani Chișinău, dar tu ești la Sărata Galbenă și tu n-ai nici treabă Chișinău, dar nu ce brandul tău fericit pe Chișinău cu atsame. Și tu o să ajungi la ideea că, ok, eu am 1000 de followeri, ia dezvăd măcar, cineva măcar să uitați ce followeri are. E că, dacă ești brand, atenție de ce mai deschis vreodată și te folosești și măcar așa să analizezi, să măcar deschizi 300 de profile, să vezi, dar și ce ocupă ei, dar și-o terminat, că vor scrie, să-ți dai seama, măcar în statistică să intri, știi ce audiență la tine este. Și tu când vezi că la tine, în mai mare parte, la fotografia asta tare des, atunci acolo mai mare parte să căsătoriți, dar ei comunică cu ai nuntă în 2022? O avut. De atât și-o dat like-ul un an în urmă și de-am gata. Adică, când el comunică ai nu într-un 2002, ea așa se uită, dar și să facă like, să-ți dă. Pentru ce? E deja, adică, e că aici e gapul mare că noi avem un clișeu, tipa posteri, posteri, posteri. Dar eu vreau ca oamenii să comunice rar și e că eu la Tamazan School, în pagina, voi n-ați găsit posteri, voi ați găsit anunțuri. Eu am decis pagina mea. Asta este al treilea punct care eu îl recomand la oameni după ce fac analiza, după ce discut cu clienții, să facă strategie pe canal. E ca să descrie în cuvinte simple ce va însemna pagina de Facebook pentru businessul meu. Ce va însemna pagina de Instagram pentru businessul meu. Apoi, elementul de strategie la mine este că pagina de Facebook Thomas School este o pagină care va informa studenții despre următoarele cursuri, va arăta absolvenții și va face anunțuri. Noi nu o să educăm SMM-ul. Noi nu o să facem, nu știu ce, cu un content marketing despre news digital, nu știu ce. Nu. Este pur și simplu, dacă tu vrei să afli Tarmazan School, tu ai intrat, ai văzut absolvenții, ai văzut feedback-ul, ai văzut tot și deja comunici. Deci e că asta n-ar ajunge la foarte multe branduri pentru ca să aibă claritate cât e timp, resurse, afacerea este gata și e corect să dedice în contextul feedback-ului și retornului care vine. La modul direct, eu, Nada Albot, vreau să înțeleg, urmărind statistica contului meu,
pentru că eu nu folosesc alte aplicații pentru că tu nu încurajezi acest lucru. Deci, practic, unica statistică care eu pot colecta, asta este direct Instagram-ul, direct Facebook-ul. Și tu mi-mi spui, cercetează-ți publicul, vezi audiențele, tragi concluzii și fii mai prezent, mai calitativ. De la ce eu trebuie să încep? Unde eu trebuie să mă duc și la ce eu trebuie să mă uit? Uite, în primul rând, nu trebuie să mă pun grești în fața audienței tale. Eu n-am anulat aplicațiile. Există aplicații frumoase cum este Sprout Social, Social Bakers, dar ele sunt aplicații care, știi, dacă tu nu știi de dânsă, înseamnă că tu n-ai nevoie. Iar este și nivel de analitică. Pentru că să dai 150 de euro pentru analitică de la tine pe site între 30 de oameni, nu gen, cămă, n-are nicio legătură. Dacă tu ai ajuns la durere, Dumitru, eu am 200.000 de... Asta pe eu să mă întreb. Și adică tu ai ajuns la 200.000 trafic și tu n-ai nici Google Analytics, tipa? Nu, tipa, asta e rar, dar se mai întâmplă. Însă, când ești la nivelul middle, statistica internă e de jos. Deci e primul element, răspunzând direct, așa, practică, până mă apșoară, mă e practică. Răspunzând direct, asta este unul. 7 ani de casă. Banal, simplu, dar primul filtru ești tu. Când te uiți la că tu ești, în primul rând, potențial cumpărător al Amazon School. Tu ești potențial cumpărător a cărții tale, a programelor tale, a produselor de pe site-ul tău cu sănătate, cu eco și cu tot moldovenii de pe tine. Întreabă-te, eu ca moldovan, ce vreau să văd acolo? Eu vârsta mea, și îmi place nemuia. Întreabă vecinul, dar ție și îți place? Pentru că deseori noi creăm produse pentru oameni, dar nici noi nu le-am cumpărat. Deci primul filtru, eu întotdeauna spun eu, e că mie îmi trebuie postările lui Despița. Nu, dacă aș face restaurant, ce aș posta eu? Așa, a doilea pas este să aprob sau să infirm ipoteza. Nu, gen, e că eu scot ipoteza, că mie nu-mi trebuie postări, eu ne întreb postări informative, aș vrea niște live-uri cu șef bucătarul și aș vrea să ne arate niște video efecte, în genul cum steak-ul, în foc arde, niște slow-mo, e ca dacă să luăm gastronomie, da? Adică eu vreau să mă uit la poză și e ca așa, parcă îți vrei să mănânci. E ca chestii genul ăsta. Nu îmi trebuie poze statice, aș vrea content video 80%. E ca, și atunci eu zic, ok, te să întreb încă 50 de oameni. Și din 50 de oameni ei o să confirme, ori o să spun, Dima, tu ești unicul care vrei showreel-uri. Când ne uităm la analitică, noi trebuie să ne uităm la capacitatea demografică, genul femei, bărbați, nu asta basic. Câteodată contează, că cum spuneam, fotograf. Noi ne-am uitat la analitică, acolo vă arată. Femei căsătorite. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ele, în Facebook, au făcut events din viață, eveniment din viață. S-a căsătorit cu Dumitru Talmazan. Asta fac aproape toate femeile. Lasă, știi că Talmazan, gata. Acolo apare la drujii lui, el trebuie să accepte, el n-are încotro. Adică asta e oficial. Eu Respectiv, mă bucur că Facebook-ul. nu stați femeile, eu n-am făcut asta, niciodată. Da, la tine, știi cum? Sunt unii care poate să fac și nimeni n-a să afli, dar la tine chiar dacă n-ai făcut, te-ți o aflat. Așa că ne trebuie să mai. Respectiv, Facebook-ul vede relationship-ul ăsta, și el vede că din audiența ta au crescut cu 30% femeile căsătorite. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă noi suntem fotograful, noi normal că e concluzia care am tras-o. El este una. E când caută soția potențială mireasă, când caută fotograf, ea se duce la tăți fotografii. Pentru că așa, gen, asta e etapa, euforie. Și de la rochii, la foto, la video, la șervețele, invitații din nuntă, decorațiuni, e de like. Pentru că emoțional ea reacționează și mai departe când ea a migrat în statutul de căsătorie, Facebook-ul a atribuit-o la altă audiență. Cu cât crește asta, cu atât tu pierzi din potențiale mirese. Dar în strategie de comunicare tu trebuie să faci așa. Nu ai nuntă, dar fotosesiuni de familie. Te gătești de botez? Adică tu deja trebuie să-ți schimbi strategia în dependență și cu tot tipul bolșă. Și atunci comunicarea devine mai eficientă, pentru că tu vezi că ai făcut o postare, dar cu sens decât postare ai nu în 2022 și nimeni nu a reacționat. Bun, dar eu, persoana fizică, eu când mă duc în statistici, la ce trebuie să mă uit? La reach, la like-uri, la comentarii, la Eu engagement, la ce? cred că dacă noi vorbim de om, e că eu ca om, nu ca eu ca personalitate, da? Corect înțeleg? Eu ca persoană fizică, Dumitru Ramazan și Canatalva. Da. Eu ca persoană, eu în general, dacă sincer,
statistica noastră de comunicare presupune un lucru. Oamenii simpli folosesc Facebook-ul pentru Messenger și se uită la alții. Adică ei nu folosesc pentru a culege strategii. De aceea, ceea ce eu aș sugera la oamenii fizici este să pui în telefon aplicație ori în iPhone timer how much time you spend on Facebook. Prima statistică, asta este real cât timp tu petreci. Nu, și acolo la tine, dacă tu ești om care poate să se autosesizeze, la tine se începe o leacă spadafighești, cum zice în limba engleză, că tu din 8 ore lucrate, la tine 4-6 sunt în Facebook. Și asta e strașnic. Nu, gen, e ca asta, eu când m-am uitat la mine, eu ne-am pus bloc, chiar dacă eu sunt temă, eu petreceam 6 ore în social media. 6 ore. Și atunci îți primești, ok, poate că noaptea înainte să dorm, două erau de acolo. Nu, pentru că nu poți să dormi până nu vezi pități. Pentru că ceva s-a întâmplat și eu n-am aflat, da? Cum să dorm cu ideea asta? Respectiv, eu ca persoană fizică, eu mereu spun, dacă vrei să tu pești 2 ceasuri, intră în TikTok. Acolo este tare mult content calitativ, tare mult content educativ. Dar oamenii în TikTok sunt prostă, atchinuță, da? Să uite de tăiat. Și eu am observat că eu în TikTok petrecem vreo 4 ceasuri pe zi. Amuia eu să zic statistica, nu pot să arăt acolo, mă tem că este tipa 2 ore pe săptămână. În real, eu pot, dar asta iarăși e chestia în care noi că noi am spus la oameni și amuia să intre statistica lor de utilizare. Și acolo să fie tipa pe zi 1 ceas jumate. Asta e mult sau e puțin? Depinde cu ce te ocupi. Depinde cu ce te ocupi. Dacă tu ești să mănânci, că asta e puțin. Nu, gen, tu n-ai lucrat azi, înseamnă că n-ai fost în Facebook. Dacă tu ești mamă, înseamnă că probabil întrebarea este, genul, ce-a făcut copilul tău în timpul ăsta sau soțul sau prietenul, cei din jur? Adică, eu totuși cred că noi nu putem fără rețele sociale. Prezența noastră în ele trebuie să fie independență și ea este de obicei. Independență de etapa vieții în care noi ne aflăm. Spre exemplu, eu acum mă aflu în etapa vieții de cunoaștere. La mine YouTube-ul, iarăși s-a ridicat statistica, și la mine iarăși contentul de YouTube, contentul de webinare. Până nu, sâmbătă, eu pot să intru și prostă, stau și să mă uit la ha-ha-hi, prostă, eu ca consumator sunt de asta. De ce, în contextul tematicii noastre, noi spuneam, pentru antreprenori, acolo sunt pași care trebuie să-i parcurgi ca angajat stai sau tu, să nu pierzi timpul, pentru că timpul tău ca business îți bani. Și mai mult ca atât, nu cât ai cheltuit, e ca, atenție aici pentru toți antreprenorii, nu câți bani tu ai cheltuit, tipa, adică mă, dar n-ai cheltuit tipa $10 pentru postarea asta, ei mă rog, câți bani tu n-ai câștigat pentru că n-ai făcut o postare corectă? Сколько ты не заработал? Asta e întrebarea bună. La persoană fizică este același lucru. Nu că da, dar eu n-am avut ce face de atât eu am stat în online. Este ce ai pierdut tu în timpul când ai putut să faci. Pentru că noi deseori punem accentul pe ce nu s-a întâmplat și s-a întâmplat, da? Și nu s-a întâmplat ceva grav. Dar nu analizăm ce putea să se întâmple frumos. Insight-ul este, eu cred că l-aș pune ca răspuns fundamental în scopul de ce eu cred că tematica asta e relevantă. Minim așa știe, e ca la 170 de oameni să spunem, poate cineva spune, băi, într-adevăr, dă să mă uit. N-a schimbat nimic radical, dar e ca azi odată, și ceva de ani încă o dată, și urmă el a să nimerească într-un mediu în care și câțiva care zic, băi, și eu, și o să adune în clubul anonimnih laicovșicăv și n-a să mai dai like la mine. Prost, și pun de asta. De ce consumul, apropo, eu acum trec un curs pe împachetarea produsului, 6 weekenduri, full, pur și simplu, de 8 ceasuri de instruire, în fiecare zi de weekend, și era un curs despre privâcii. Cum se numesc ele în Obiceiuri. limba română? Obiceiuri, da? Ce obiceiuri noi avem. Și fetița face cursul despre obiceiuri și ea în research-ul ăsta de inițial, care punem în plan, o găsit foarte multe fraze interesante în care anume ca obiceiul se pune ori ca experiență pozitivă, ori ca experiență negativă. Adică sunt două fenomene în obicei. Obiceiul este sau să faci sport sau să stai în internet 6 ceasuri pe zi. E un obicei. Să fumezi, să alergi, să cânți, orice obicei este sau viață sau moarte.
образно говоря. Deci, dependența la ce fel de categorie noi obiceiul de internet îl încodim, pentru că moare offline-ul. E ca a doua problemă în contextul de ce noi trebuie să tragem atenția, este Ce ai în vedere prin mare offline? generația Z și Alpha nu mai vrea, nu este atât de convențională în offline. Ea totuși este, se simte mai confortabil după monitor. E ca, spre exemplu, poate tu ai avut experiență care poți spui, blin, oameni așa erau de flămânți când ați făcut întâlnirea cu patronii. Și oamenii după, blin, vai, dar pe asta sunt oamenii 30 plus, ei au nevoie de touch-ul ăsta. Dar ea încearcă să te duci prin tabere. E că du-te ca speaker în tabere și o să vezi că generația mică, dacă lor nu le iei telefoanele, e că procesul de perelomnă e moment, dacă nu le iei telefoanele, apoi ia să stai prin custar de ficare. Mai mult că te stai în căsuți pentru că e cald afară și nici nu ieșim. Numai le iei telefoanele și creierul o leac pierde conexiunea cu online, ei de încep să alerge, să julească și să facă. Deci ce am urmărit în taberele din vară acum, care am reușit să mergem inclusiv partea asta de speaking. Deci oamenii acum în online, copiii, ei pierd necesitatea să se convertească în offline. Им это не надо. Нам это жизненно важно. Ты свой Дмитрий, я винит в Молдова, да, если почему он лайф уже, а летер, чак, чак, чак. Да, и, потому что мы имеем не войти, типа, это было бы круто. Era un alt dialog, era o altă conexiune, dar lor asta nu le trebuie. Deci eu ca părinte, consumul meu, consumul copiilor mei, este un element crucial pentru creșterea mea și ca om, ca business și ca viitor a potențialilor mei clienți, pentru că copiii tăi sunt potențialii mei clienți și eu trebuie să lupt azi pentru dânșă. De ce aș vrea ca noi la momentul ăsta să-l conștientizăm și dacă discuția noastră de azi a fost cumva pentru cineva interesantă, dați inimioare, pentru că dacă toți suntem în online, dacă eram în offline, poate și să putea acolo de dat. De pus o bere. Da. Arăși, ar merge, eu sunt gata, eu am transpirat. Dumitru, eu știu că tu miercuri pornești un produs nou, un webinar în care tu ai zis că ciutle n-ai adunat toată experiența ta din toată viața ta și ai pus-o în acest webinar. Eu nu știu, deși eu mă gătesc, orică, nu zic, nu zic eu, un, doi, nu, dacă vorbim de produs. Dacă vorbim de produs material, eu caifuiesc de la social media pentru că ea este atât de instabilă, dar mie îmi plac provocările. Deci eu, dacă era asta, tipa, dacă terminam eu ca asta, tehnolog, și toată viața ești tehnolog, da? Dar social media asta este, eu mâine pot să zbor din tema asta. Prostă, o vine cu câte pățănaș, o adus trei industrii, l-o scos de joc pe Talmazan Lehco. Și faptul că el e certificat unic cu Facebook în Moldova, asta la cine că nu înseamnă. Păi ce-ți mai place să te laud singur pe tine? Nu, ascult, da, zrea ta asta zice. E că mai mi-e dispărut toate dorința să vorbesc. Tu vrei eu să mă uit la asta și nu am nicio reacție? Păi nu, dar tu poți să ai reacții genul Dumitru, serios, povestiți și numai mai mult despre acest moment. Da, eu real, nu, noi nu știm prețul, noi suntem sinceri, noi prețul nostru îl știm și noi nu sărim calul, adică noi real suntem cei mai buni, dar întrebarea e în altceva, întrebarea e în altceva, că consumul în online, la noi vin clienți și ei ne consumă destul de multă energie și deseori poate să-ți zămăgească. Ori la partenerii noștri vin clienți și ei vor ceva, gen Dumitru vreau promovare, dar el n-are nici pagină de Facebook, el n-are nici conținut, el n-a făcut research, el n-are rapoarte, el n-are tabele. Și eu nu pot să-l cerjuiesc. Nu e real, eu dacă tu n-ai avut nică, tu vii la mine, trebuie să legi vreo 2000 de euro. Tu până nu ai cheltuit nici un leu și tu mă, prost, nu din cauza că Talmazan e scump, prost, asta costă puțin, dar dacă faci în 3 ani, când întâți-o și poți facă. Dar dacă îmi faci, tu faci, știi când ești la medic să schimbi dință? Când te duci, dacă n-ai fost în fiecare an la stomatolog, când te duci odată în 10 ani, apă acolo caprimont se numește. Trebuie la 2-3 ștuși, pentru că trebuie tăi schimbat, acolo nu e nicăt de curățit. E ca fix așa și în social media. De ce eu îmi spun, Dumitru, tu, dacă totuși ești în domeniul ăsta
Și pentru tine este posibilitate. Și eu real am posibilitatea asta. Eu am un studio, eu pot să înregistrez videouri. Noi avem sens, scopul să punem, avem peste 50 de videouri, o să fie un produs, avem peste 30 de tabele cu teme pentru acasă, pas cu pas. Și înseamnă social media, și înseamnă Facebook, Instagram, Adnaclasnic, YouTube, tam, cum trebuie setat, raz, doi, trei, și trebuie și 1, 2, 3, și înseamnă research, și înseamnă analiză concurenței, tabel de analiză concurenței. Și acoperă tot absolut, da? Deci, o introducere, e ca te duc până la poartă și tu ești împachetat. Mai departe, tu trebuie să lucrezi. E ca tu amuia lucrezi, dar n-ai niște împachetări. Business Manager, Google Tag Manager, Google Analytics, Yandex Metrica, Facebook Pixel, research-ul, mood board-ul, îți vreau nou pași. Și tot asta prin tabele, în fapt de... Te-am prăpădit, unde sunt? Stai să întreb. Asta e pentru începători? Ce aici pregătești pentru Da. Este pentru începători, pentru începători care au nevoie ca pagina lor de business, a hobby-ului lor, a afacerilor să fie conversională și să nu cheltui mult timp. Pentru că dacă ei să facă minim, dacă vii la webinar, el e gratuit. Și faci minim ceea ce eu zic în webinar, tu real o să înțelegi că tu nu trebuie să postezi mai mult sau să postezi altfel sau să iei niște aplicații. Noi avem acolo blocuri de aplicații, da? Adică trebuie câte alte aplicații. Același Social Bakers și același Stout Social, Bati și alte statistici care, egal, tu prost faci analitica. Pe statistici care sunt open source, sunt deschise, între în gramatic, este pe 2019, între în BATI, este și pe 2020, între în Sprout Social, Social Bakers, există pe Moldova, pe influencer, zeci de statistici aplicațiilor care pot să arăte, uite, amuia, în Instagram, este e ca și audiență, cu așa pattern de comportament. Dacă vrei, fă analiză concurenții și tu vezi că da, concurența are bani, înțelegea că noi auzim problema asta. Spunem, companiile vor, am avut acum o consultație și ei vor să intre în zona de vânzare de unelte, să creezi concurență la Supraten, Nano Market, știți aici, știi? Și eu zic, uite, hai că pur și simplu intrăm în pagini, ne uităm la biblioteca de reclame, câte reclame are clientul, ne uităm la și posteri, pentru că tu să dai seama măcar și ce se întâmplă, pentru că mulți nici nu știu și concurentul lor. E că unde bagi tu, dar dacă acolo e rachetă, dar tu cu sapa de lemn te duci. Și eu spun, da, Dumitru, tu înțelegi, dar pe ei au bani. Dar ce fac, dar pe unde bagi tu? Nu te bagi. Acolo stau trei concurenți, dita mai giganți, și tu undeva ai auzit că este dropshipping și vrei World Wild în dropshipping. Nu prost, pentru că tu ai auzit, ai fost la webinar de dropshipping. Adică ia prato ca consumul, prezența social media să fie logică. Nu contează, chiar dacă și ești postare pe toate rețelele de socializare. Important e să spui logic. Eu înțeleg de ce eu fac asta. Postez 10 postări pe zi? Bazarul nu, n-am nici o întrebare, eu n-am postez, dar tu postează, că ești mai vedeți, ai resurse. Important e nu pentru că tu o faci pentru că ai auzit, dar tu știi de ce o faci. E ca consumul logic și cu creare de conținut logic este acel mesaj, durerea mea internă de expert, care eu vreau să o transmit în piață. Și e ca webinarul care scrie pe mâine, vrei să faci pe oameni să judece. Eu încresc clienți conștienți. Să judece nu fiind luați de val, dar cumva să se bazeze pe anumite date, să cerceteze, să cunoască concurența. Lumea aici întreabă, vreau și eu, când o să fie? Asta, webinarul ăsta de care noi vorbim e miercuri, nu-i așa? Da, miercuri la ora 7, la mini, nu știu dacă link canalul la mână, dar dacă după asta un story să-ți facem și o să dăm acces. Bun, cine este interesat, abonați-vă, Dumitru Talmazan, acolo o să cunoașteți informațiile despre toate webinarele care le creează. Eu am să vă mai dau oricum informații în stories despre ceea ce urmează să fie miercuri. Noi cu tine am vorbit o oră, cu tine a fost interesant. Chiar dacă tu îți luai paraplanul și o luai în toate direcțiile care ți-ți place, dar chiar și atunci când tu iei în toate direcțiile, asta e interesant. Da, eu am o plăcere foarte mare să văd imiarele astea și audiența care te urmărește. Eu mereu spun că este o audiență destul de conștientă, care știe de ce te urmărește și nu este despre influencer, e ca mulți cred, știi, pe cine Nata influencer.
Este community management, este o muncă destul de grea, de aceea e onoare pentru mine să șanuiesc experiența mea și cu drag ne mai vedem. În transfertalmazan.md, speaker internațional, certificat Facebook, MBA și asta că nu se pare. Maladeț! Dumitru, eu o să urmăresc și eu webinarul tău de miercuri. Și noi o să mai avem ocazia să mai discutăm, să mai comunicăm, pentru că noi avem cu tine o colaborare, eu nu ascund, eu am anunțat, tot lumea care mă urmărește ar trebui să știe că noi cu tine avem periodic intersectări. Eu speram când sunt în Moldova să ne intersectăm pe viu și poate încă mai avem ocazia. Da. În orice caz, eu nu aș vrea să cred că oamenii care mă urmăresc știu că alegerile care le fac și recomandările care le fac sunt pentru că eu cred în ele. Nu din alte motive. Iată. Îți doresc în continuare să-ți crești comunitatea cu oameni calitativi, faini, care să prindă de la tine lucruri deștepte și să le implementeze în proiectele lor ca să le facă mai bune. Să aveți grijă de voi. Okay. Merci. Bye.